pare să fie simptomul universal. De-a lungul timpului ne-am perfecționat în a pune diagnosticul clinic, atât prin palparea genunchiului, așa numitele puncte meniscale, să spunem specific, în anumite situații apare blocajul genunchiului. Aceasta ar fi varianta cea mai simplă de a pune diagnosticul unei leziuni de menisc. Atunci când pacientul vine cu genunchiul în blocaj, nu poate să facă extensia completă a genunchiului, se umflă și poate chiar să afirme un traumatism revelator pentru o patologie a meniscului. În schimb, ne ajută foarte mult și imagistica. În 2022 avem posibilitatea de a investiga paraclinic genunchiul, acel RMN, fie el că e de 1,5 Tesla, de 3 Tesla. Artroscopia și, de fapt, în general, chirurgia endoscopică a reprezentat o revoluție în medicină. Dacă acum mai mult de 10 ani exista acea intervenție, să-i spunem clasică, open surgery pentru a rezolva patologia meniscului, în ziua de azi artroscopia ne permite atât un diagnostic precis, practic vedem cu camera de luat vederi amploarea leziunii meniscale, și tratamentul mini-invaziv, care poate să îi asigure o mobilitate a pacientului și un timp de recuperare mult mai repede. Leziunea de menisc nu e un lucru simplu, deși așa pare. Tratamentul, îi spunem, este tratament artroscopic, însă de fiecare dată trebuie să fim foarte atenți, trebuie să salvăm cât mai mult din suprafața meniscului. Absența meniscului duce către artroză, către pierderea stabilității genunchiului și ceea ce acum câțiva ani de zile, 10 ani, îi spuneam un menisc, acum a devenit o problemă foarte complexă, medicina a evoluat până la transplantul de menisc, orice temporizare a unei leziuni de menisc presupune o agravare a acesteia. Trebuie să înțelegem că tratamentul unei leziuni a meniscului, fie menisc intern, fie menisc extern, nu înseamnă doar chirurgie, înseamnă parcurgerea și unei etape de reabilitare funcțională, iar acest tratament începe imediat după ce pacientul depășește momentul perioperator, anestezic. Practic, a doua zi după operație trebuie să înceapă acest tratament de reabilitare funcțională, fie prin mobilizare pasivă a genunchiului, fie prin tonifiere izometrică a musculaturii, stretching. În alte situații necesită și tratamente, să le spunem, complementare, infiltrații fie cu substanțe viscoelastice, fie cu plasmă îmbogățită plachetar, fie urmează tratament de fizioterapie, în funcție de patologia care a necesitat acest tratament.